Mulțumim Domnului Iisus pentru dragostea și bunătatea Lui. Mulțumim Domnului Iisus că El a îngădit încă o zi la firul vieții noastre și astăzi suntem aici unde se cheamă numele Lui, slăvit să fie Domnul. Doresc ca Domnul Iisus să binecuvinteze Biserica din Deta. Doresc ca Domnul Iisus să binecuvinteze Timișoara. Doresc ca Domnul Iisus să binecuvinteze Slănicu, Vărbilău, de unde am venit din Prahova. Doresc ca Domnul Iisus să binecuvinteze întreaga România. Și tot ce are viață pe fața Pământului, doresc ca Domnul Iisus să binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. Amin. Mulțumesc Domnului Iisus că a îngăduit ca astăzi să fiu aici. Sunt aici prin cunoștința care Domnul a îngăduit ca să avem o relație de prietenie cu fratele Leo și soția dânsului. Așa am ajuns aici în mijlocul dumneavoastră la Timișoara. Slăvit să fie Domnul. Și stăteam și mă gândeam la fratele care urmează să facă botezul. La fratele Avram. Domnul să-l binecuvinteze. Vezi tu, spune în Romani, spune Apostolul Pavel, vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Slăvit să fie Domnul. Și mă gândeam la fratele nostru Avram, că urmează să facă legământ în apa botezului cu Domnul. Slăvit să fie Domnul. Că Domnul nu-l lasă, îl cheamă Avram. Cine era Avram? Prietenul lui Dumnezeu, trăiască Domnul. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mulțumim Domnului Iisus. Nu vreau să zăbovesc aici, dar am un mesaj din partea bisericii de unde vin, de la Vărbilău. Și mesajul din partea bisericii este, se găsește în Evrei, capitolul 10, de la versetul 35 până la 39 și cuvântul Domnului spune astfel. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce a fost păgăduit. Încă puțină vreme, foarte puțină. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, slăvit să fie Domnul. Amin. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Amin. Dragii mei, frați și surori, vin înaintea dumneavoastră cu o mărturie. Sunt întors la Domnul de 6 ani. M-a binecuvântat Domnul cu o soție și cu 3 copilași. Am o fată de 21 de ani la facultate. Am un băiat de 18 ani la liceu. Și fetița cea mică, Miriam, care este cu noi, este pe acolo. Slăvit să fie Domnul! Vă spun înaintea Domnului Iisus că până să mă întorc la Domnul, nu aveam nicio boală, nu aveam nimic. Lucrez în calea ferată și facem analize pe fiecare an. Nu mi s-a găsit niciodată nicio boală. Tensiunea o aveam 12, 13, maxim. Dar de când l-am cunoscut pe Domnul, m-am îmbolnăvit. Slăvit să fie Domnul. Că atunci când suntem, trecem până cuptor, atunci știm să strigăm la Domnul. Spune Psalmul 50, cheamă-mă în ziua necazului, te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, slăvit să fie Domnul. Stau și mă gândesc că dacă Domnul nu era de partea mea, de mult eram în țărâna pământului. Satana de mult a vrut să-mi ceară sufletul, dar Domnul a fost de partea mea și El m-a purtat pe brațul lui, slăvit să fie Domnul. Spune Psalmul 34 aici, în Psalmul 34, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toți numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele.
când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El și îi scapă de primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El, slăvit să fie Domnul. După ce m-am întors la Domnul, i-am spus soției mele, trebuie să dai naștere acum la copii. Și eu, când i-am spus treaba asta, am zis că las toată grija pe ea. Eu vă spun înaintea Domnului, că eu nu mai vreau copii. Dar am zis să vedem ce zice și ea. Și a spus să-mi facă Domnul ce-o vrea. Și am zis treaba ta. Mi-am luat mâna, cum și-a luat Pilat mâna după Domnul Iisus. Mi-am luat mâna, m-am retras. Și a spus să-mi facă Domnul ce-o vrea. Să știți că Domnul aude. Domnul nu are urechea prea scurtă. Domnul nu are mâna prea scurtă. Și urechea prea mică să nu audă. Domnul aude totul. Și a spus să-mi facă Domnul ce-o vrea. Și la un control de rutină, când s-a dus să-și facă un Papa Nicolau, ne-am dus cu cea mică. Eu cu soția și cea mică. Și era coadă la doctor, unde era programată. Și am spus, mă duc cu fata în parc. Mă duc să o duc în parc. Și din parc am primit telefon. M-a sunat soția, vino că vrea domnul doctor să vorbească cu tine. Atunci mi-am dat seama că ceva nu este în regulă. Și m-am întors înapoi și am stat de vorbă cu domnul doctor. Și a spus, domnul doctor, am extras ceva de acolo și vreau să duceți să se facă o analiză. M-am dus la un alt spital, la un laborator. Și după vreo 5 zile am primit diagnosticul. Cancer de col uterin de parte femeiască. Atunci am simțit că a fugit pământul de sub picioarele mele. Nu vedeam decât soția mea, o vedeam întinsă, în sicriu și copiii mei plângând pe lângă ea. Dar slăvit să fie Domnul, când strigă un nenorocit, Domnul l-a văzut. Frații mei, vă rog în numele Domnului Iisus să vă puneți încredere în Dumnezeu. Am auzit că și aici, în biserica dumneavoastră, a fost un caz cu un tânăr. Dar vedeți cei ce strigă către Domnul. Domnul aude și nu-i lasă. Slăvit să fie Domnul că nu ne-a lăsat Domnul. Ne-a pregătit Domnul totul. Domnul dă boala, Domnul dă vindecare. Pentru că noi am spus să ne facă Domnul ce-o vrea. Domnul a zis să-ți fac ce vrei. Stai să vezi că-ți fac ce vrei. Să vedem dacă-ți place. Ce-ți fac eu ție acum? Să vedem dacă-ți place. Nu. Spune cuvântul Domnului, lăsați copilașii să vină la mine. Trebuie să lăsăm copilașii să vină la Domnul. Căci a unora ca ei este împărăția lui Dumnezeu. Noi întotdeauna căutăm și noi ne supărăm. Și noi ne întristăm. Și noi ne mâhnim oamenii toată ființa.